Salutare! Sunt Greuceanu. Astăzi o să vă arăt cam în ce constă noul update de la Steam, și anume broadcasting-ul. Prietenul al meu, Lord Metos, se juca Assassin's Creed Unity și am vrut să mă uit la el. Așa că, cu noul update, este foarte ușor. Tot ce aveți de făcut este să-ți dați click dreapta pe prietenul la care vreți să vă uitați ce joacă, click Watch Game și o fereastră de genul ăsta sau de genul ăsta o să apară. Haideți să vedem ce face prietenul meu, Metos, în Assassin's Creed Unity. Iată cât de simplu a putut să facă Steam-ul broadcast-ul și cred că într-un scurt timp Twitch-ul o să fie detronat. Așa. Haideți să ne uităm un pic la meta, să vedem. O să fac un pic de roaming prin Paris. Este unul din fericiții care are un calculator destul de bun, astfel încât Unity să reziste și să arate cum arată. Și eu văd pentru prima oară un free roaming. Bine, am văzut review-ul lui Total Biscuit, dar e altceva să-ți vezi prietenii jucând. Până acum am jucat și eu un joc și am avut și eu un viewer. Am jucat Call of Duty Advanced Warfare. Ce tare! Da, mi se pare un lucru absolut minunat faptul că poți să te uiți la gameplay-ul prietenilor tăi. Este un lucru, încă un lucru bun pe care îl face Steam. Și sper din tot sufletul să detroneze Twitch-ul, pentru că pe mine personal mă enervează Twitch-ul. Înțeleg că mulți dintre americani îl folosesc, dar... Hei. Ce simplu la mână. Un alt lucru interesant, în momentul în care vă uitați la broadcast cuiva, chit că el răspunde, așa cum a făcut Metos în acest moment. Sau nu, n-a făcut încă? Nu. O să puteți să vedeți în continuare jocul, nu o să vedeți overlay-ul de Steam sau fereastra de chat. Pur și simplu se vede gameplay-ul în sine. Chiar dacă cel care este în joc face o pauză, viewerii o să vadă ceea ce este în joc. Ok, tavernă în Paris. Îmi pare foarte rău că eu încă nu mi-am luat Assassin's Creed Unity. Din păcate, calculatorul meu este... abia împlinește minimum requirements pentru acest joc și, din câte știu, este destul de buggy. Aș prefera să-l joc pe consolă, dar, din nou, nu am un PS4, deci, nu știu, probabil că voi mai aștepta. O știre de astăzi, pe care am citit-o pe Zona IT, este că următorul Assassin's Creed o să aibă acțiunea în Anglia. În Anglia victoriană. Mi se pare foarte ok acest lucru. Sper ca noul Assassin's Creed, parcă se numește Victory, dacă nu mă înșel, să fie mai bine optimizat decât Unity, pe care momentan eu nu pot să-l joc. Iată cât de fluent poate să meargă broadcastingul. Broadcastingul nu afectează niciun fel gameplay-ul. El se bazează strict pe viteza de internet pe care o avem și, slavă Domnului, în România avem internet bun, fie că suntem la, haideți să facem un pic de reclamă, la RDS, UPC sau alte companii care ne oferă internetul. Se știe că România este printre primele țări cu internet de mare viteză. Așa că pentru noi broadcastingul nu va fi o problemă. Deci, ca să vă urmăriți, prietenii, să vedeți ce joacă, v-am spus, este destul de simplu. Dacă nu aveți activat, trebuie să mergeți în settings și să optați pentru versiunea Steam Beta. Deși am impresia că este suficient ca cel care vrea să se uite, cel care vrea să se uite să aibă activat această opțiune. Apoi pur și simplu mergeți în lista de prieteni, vedeți ce joacă prietenii voștri.
și le cereți permisiunea să vedeți jocul dând click dreapta și apăsând acest nou buton cu Watch Game. Hai să-i mulțumim Metos din nou pentru gameplay-ul pe care îmi-l oferă. De fapt stăm. Ok, probabil că Metos vrea să ne arate ceva. Haideți să vedem ce vrea să ne arate. Ok. Delay-ul de transmisie nu este mare, este cred că de maxim 15-20 de secunde, nu mai mult. Așa că ceea ce vedem noi acum a făcut Metos în urmă cu 10 secunde. Deci diferența nu e prea mare. Probabil că este un mod de protecție, cum sunt și în meciurile de Counter-Strike Global Offensive, care au acest delay, ca nu cumva, nu știu, cei care joacă să nu fie, să nu primească heads-up-uri de la prieteni, să le zică, bă, ăla stă la B, campează. Da, recunosc că acest Assassin's Creed Unity arată foarte bine, dar în continuare am să spun că sunt destul de dezamăgit de ceea ce face Ubisoft în ultimul timp. Ok, da, să vedem ce este în această cutiuță. Let's see. Da, avatara joacă Don't Starve Alone. Cred că o să dăm un click și la ei, la ea și la prietenii ei, să vedem ce fac. Și o să vedem două broadcasteri. Iar momentan, haideți să ne uităm la Metos pentru că ținea să ne arate ce este în această cutie, probabil. Nimic. Probabil vrea să ne arate frumusețea acestui joc. Deși eu sunt convins de frumusețea lui Assassin's Creed Unity. După cum spuneam, am uitat la gameplay-uri, dar din păcate calculatorul meu nu duce, ca să zic așa. Sau mă rog, l-ar duce, dar la minim și chiar nu consider că acest joc trebuie jucat la minim. E păcat de munca pe care au depus-o cei de la Ubisoft. Come on. Așa, la sincronizare, frumos. Iată el acum a primit mesajul pe care l-am scris. Deci după cum spuneam, 10-15 secunde. Este delay-ul. Chiar mă bucur că prietenii mei, în cazul de față, Metos, se poate bucura de acest joc. După cum spuneam, el are un calculator destul de sănătos și se pare că pentru el a juca Assassin's Creed Unity nu e o problemă, după cum se și vede, nu laghează, nu nimic. Poate e ok, arată foarte bine. Chiar sunt fascinat de noul update de la Steam cu broadcastingul, pentru că se comportă absolut minunat. Mai sunt, iată, opțiuni, more broadcasts, probabil alți jucători care joacă Assassin's Creed Unity în acest moment. View Store probabil că duce către pagina de Steam a Assassin's Creed Unity și Rupert Violation în caz că nu știu. Că trișează! Vă lăsește cheat-uri. Excelent, după cum spuneam. Haideți să vedem
să vedem dacă putem să vedem în paralel un joc de Don't Starve Alone. Ia să vedem. Poate să vedem dacă 57 ne dă accept să putem urmări. Iată, Don't Starve Alone. Am dat pur și simplu click pe un alt prieten. Ok. Și merge și în paralel. Și iată, se aude și avatarea, ei sunt pe TeamSpeak. Ideea este că în momentul în care ești pe broadcast și ești cu prietenii pe Skype, TeamSpeak, se aud și vocile celorlalți. Ok, haideți să ieșim din broadcastul lor ca să nu-i deranjăm. Probabil, nu știu, vorbesc de ale lor, deci am intrat doar un pic să vedem, să vedem cum se vede. Ne întoarcem la Metos, care este prin Paris. Și cred că aici am să-mi închei și eu videoul. Încă o dată, acest feature este deja available pe Steam. Uitați-vă dacă vă apare butonul de Watch Game. Dacă nu, pur și simplu mergeți în Steam Settings și mergeți în Opt Out for Beta. După care un restart la Steam și aia. Ok. Bate-i, Metos, bate-i! Ok, cam acesta a fost treaba cu Steam Broadcast. Niște impresii la rece, ca zic așa. Și până la următorul video, Greuceanu, over and out.